Recuperat după accidentarea gravă petrecută în urmă cu 6 luni, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, fundașul severinean Denis Benga a revenit pe gazon în amicalul pe care Universitatea Craiova l-a disputat miercuri după amiaza în Turcia. Jucătorul de 18 ani a evoluat în repriza secundă a testului cu liderul din Liga a 4-a din Germania, Greifswalder FC, încheiat surprinzător la egalitate, scor 1-1. Benga speră să-l convingă pe antrenorul bulgar Ivai Lopetev în cel de-al doilea și ultimul amical din Antalya, programat pe 14 ianuarie, când Universitatea Craiova întâlnește FC Slovaco, ocupanta locului 4 în prima ligă din Cehia. A doua zi după amicalul cu cehii, oltenii vor încheia cantonamentul din Antalya și vor reveni în România, iar primul joc oficial este programat pe 21 ianuarie cu Farul Constanța, pe stadionul Ion Oblemenco.